Suntem omeniți în casa lui Veceslav Tăburceanu din satul Corlăteni, raionul Rășcani, dar de fapt din start o să vă spun că Veceslav este constăteanul meu din satul Chiscani, raionul Telenești. Eu când am plecat din sat, el abia s-a născut, așa pe câte știu. Și o să încerc pe parcurs să vorbim despre pornirea dânsului în muzică. Nu întâmplător l-am rugat să ne primească și am venit în specie însoțit de Nicoleta Negrescu, televiziunea, evident, Vocea Basarabiei. Și mulțumesc, probabil că o să apropie și gospodin acasă pe parcurs, pentru că am mai întrebat de lume cum să ajungem la dumneavoastră și toată lumea știe că Veceslav Tăburceanu, în zona de nord, este o notorietate muzicală. V-am găsit aici cu straie care mai de gare naționale, care reprezintă cumva valorificarea neamului moldovenesc și de-aia vrem să vă întrebăm. De ce aici aveți atâtea straie frumoase? Cum porniți? Care au fost primii pași ai dumneavoastră în muzică și de ce muzică, nu altceva? Pentru că asta mi-a plăcut cel mai tare. Eu cred că vine de la părinți. Eu sunt din raionul Telenești, satul Chiscani, e vechi. Am început cu gitară. Părinții mei avem 5-6 ani. Mi-au cumpărat o gitară mică. Pe urmă ei au văzut că ceva este, merge. Adică auz muzical și așa mai departe. Mi-a dorit bunelul garmoșcă de asta rusească. Iată acum vreau să vorbesc. Dragostea de muzică la dânsul totuși a pornit nu de la gitară, dar de la bunelul. Și am să rog să vorbești. Cine a fost bunelul? Ei, bunelul meu a fost dascăl. În vremea aceea, când bisericile erau închise, da. Adică el era dascăl în satul Brânzenii Vechi, peste 3 sate undeva. Da, eu nu știu cum ajungea atunci la biserică. Cu bicicletă. Aha. Și mi-a dărit o garmoșcă de asta rusească. Am început cu încet. El venea și mi-a dat bacșiș acolo și eu... O motivație am pus pentru a face muzică. Da. El mi-a spus mie că când venea bunelul, evident că vine cu un colac, cu o pomană acolo și printre bomboanele, cele mai găsea niște copii. Și eu îl întreb, și nu-ți dădea copii? Și aici, dacă când îi cânta, îmi dădea mai mult. Eu să așa îmi dădea, da. Și urmă, părinții au văzut că ceva este. Era un la grădinița de copii la noi în sat. Era un cerc de acordeoniști. Părinții m-au dat acolo și a început cu încetul să încep acordeonul. Iar intervin eu, că o cunosc, dacă e din sat. Tatăl, că l-a dat la muzică, e bună, dar el era muzicant, clarinetist în fanfara satului. Da, a cântat în fanfara satului. Și eu bănuiesc că ei s-au format în mustul ceala al fanfarei. Noi am avut doi dirijori în sat de fanfară, de notorietate, Andrei Fetescu și Nicolae Cordineanu. Adică acolo era o competiție foarte sănătoasă între Fetescu și Cordineanu, pentru că dacă unul... Nu puteau să activeze ambii într-un sat. Dacă unul lucra la Chiscani, celălalt la Negureni. Celălalt la Negureni, dacă se schimbau cu locurile. Dar era o competiție foarte sănătoasă a fanfarelor. Da, tatăl a cântat anii 70-80 la clarinet, în fanfara din sat. Mama cântă și acum în corul bisericii.
Și probabil de la dânsul, da, s-a luat asta. Pe urmă, bunelul mi-a mai cadonat un baian, asta, și eu am început școala muzicală, 85 la baian, pe urmă acordeon. Școala muzicală unde era? La Telinești. La Telinești. Da. Ei, mă ducem, avem... Pe cea n-a viața, undeva 30 de kilometri. Da, da, da. Un copil, nu știu câte ori pe zi. Baianul schinare. Și așa, câteodată, știți că nu era cam, era greu cu benzină, cu... Da, și... De la Ratuș, pe jos, 8 km. 8 pe jos, cu acordeonul în spate, vă dați seama. Eu am parcurs, nu o singură dată, numai că era cu geanta asta mare, cu... când eram student. Toată lumea știa că trebuie să meargă cei 8 km. Dacă ne mai prindea o căruță, încă era bine. Da, da, da. Și totuși, iată, noi suntem aici pentru că implementăm proiectul Caravana Muzicală Moldova Europeană și ai ajuns până la urmă la Bălți. Da, în 90 am intrat aici la Colegiul Muzical, la acordeon, secția educației muzicală, 4 ani. Pe urmă, 92, am venit la Palatul de Cultură la Bălți, am cântat ansamblu folcloric Doinița, pe atunci la conducea Vyacheslav și Claudia Valach. Pe urmă, Metronom, ansamblu vocal instrumental. Statoleacă, Vyacheslav Valach, e tot din Corlătei. Da, 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 da. Al chemă? Pe urmă, Metronom, care conducea Valeriu Rotaru, tot aici, ansamblu de stradă, atunci la Clapi. Nicoleta, eu am să spun că atâta lume cunoscută, pentru că pe Valeriu Rotaru improvizează și fluierat artistic. Da, da, da. Că încă nu l-am convins la în platou, dar e un talent și el. Da, și cu vocea tot. Și totuși despre dumneavoastră, calea a fost mai lungă, mai multe, ați făcut multe studii. Dar dacă vorbim despre... cântați și la cobză, și la toate. Sunt instrumente la care nu cântați? Sunt. Iată la trompetă, la clarinet, o leacă. Dar sunt multe instrumente oricum la care sunteți maestru al la cobză, leacă, la muzicuță, leacă, la fluier, contrabas. O listă mare. Dar spuneți-ne despre... Putea să vedem instrumentele, cum sună, cum cântă. Cum... Acuș. Cobză, cum a început-o. Eram în sat, era Tarafo, conducea domnul Sergiu Iordache. Sergiu Iordache, un bracist. A mai cântat pe Mărțișor, pe undeva pe la Chișinău și acum este în Chișinău. Uh-huh. Și atunci el zic, hai Slavic, eu cântam atunci în orchestră la baian, sau pe urmă la acordeon, dar zic, el Slavic, hai că... El mai vrea și o cobză, dar avea cobză în palat și zic, de ce nu? Și mi-a arătat că, iată, niște secvențe. Secvență istorică. Și cu asta eu am început-o, tila. E că așa cântam, de ghemă. Și asta e un început de melodie? Nu, asta e un... Sau acord, mă. Da, de acompaniment. Pe urmă, eu n-am avut cobză mulți ani până a venit la Bălți, de aici la palată era cobză și a început singur, încet. Cobza aceasta eu am găsit-o într-un bar la BAM aici, la Bălți. Pentru cei care o să ne urmărească, să știi că este un microraion în Bălți, care se numește BAM. Da, da, da. Și era agățat, știți cum ține instrumentele. Decorul, da. Decorul. Și mă uit la dânsa, dar nu era într-o așa stare, era mai... Ei, săracă, era vechi. Eu am făcut-o... Am luat-o, am cumpărat-o de la omul cealaltă
Am dus-o la domnul Dron. Nicolae. Da. Și iată, înregistrat cu ceva. Nicolae Dron este tatăl cobzelor din Moldova. Da, da, da. E specialist. Raionul Cimjdia. Da, da. Și iată așa. Ia să vedem cum... începem o... La fluier. Da, chiar acuș. La fluier, eu singur m-am învățat, tata ne-a mai arătat, dar nu prea avem cu dânsul, când n-avem timp. Te-ai făcut până la urmă și conducător artistic al orchestrei de la Palatul de Cultură din Bălți, Vântuleț, și obișnuiești să cânți cu acompaniment, obișnuiești să dirijezi. Cum te simți că cânți acum solo sau individual, fără acompaniment? Sunt obișnuit să cânt cu acompaniment la acordeon. Mă rog, te acompaniez. Așa e cam greu, fără acompaniment. Dar de ce ai încercat tu așa o melodie așa de virtuozitate? Pentru că eu toată vremea credem că la fluier se cântă ceva mai lin, mai tânguios, mai de jale. Doine. Eu am să spun acum, eu nu întâmplător am menit că o să vin... O să-l invităm pe Vecislav, dar până el se aranjează, văd acolo o muzicuță. Am zărit și eu aici, iată, acest instrument despre care o să ne spuneți dumneavoastră. Aceasta este o muzicuță. Credeam că numai Eugen Dogă cântă la asemenea instrument și credeam că, în genere, el este constructorul... Muzicuții astea. Mai sunt oameni deosebiți. E dăruită de fiul meu, care cântă la vioară. Și arătați-ne câteva? Da, da. Ai mai mici... Sunt mai înguste claviatura și cam... Eu acum ascultam și zic să urcăm în troleibus, e o bancă acolo, ea să începe a cânta. Câte ori venim de la... Ori de la Ratuș până la Bălți, cu acordeonul și șoferul, când stai aici, când... Știi drumul, le cântam, da, știi tu lumea, Iată... A venit deci la Valah, cel cu care ați inițiat primele orchestre la Băz, să-l invităm și pe el alături de noi, să nu stea așa ca spectator. Să-l invităm aici. Văd că voi ați vă pregătiți undeva la o petrecere, da. La o cântare. Da, avem o cântare. Dar să-i provocăm și pe ei să ne cânte împreună, să vedem ce petrecere o să aibă loc acolo. Cu atât mai mult că el cântă la cobz, înseamnă că va fi acompaniat. Acompaniat. Prietenul dânsului. Să vedem. Hai să vedem cum sună două instrumente. Și ambele vechi, și ambele se încadrează în cadrul
proiectului Instrumente Muzicale Populare Vechi. Bună ziua, bună ziua, salutare! Salut! Cum? Bună ziua, Vale. Bine, bine! Și facem cântăm? O piesă? Cântăm? Da. Avem un mini taraf aici. La casa cu neamuri multe și cărările zbătute, că mai avem și oaspeți în casa noastră. Cine? Comătrii? Și Finu? Intrați! Nicoleta, am venit să descoperim un muzicant, văd că am descoperit mai mulți muzicanți și contează faptul că toți cântă la instrumentele muzicale populare vechi. Avem aici, practic, un taraf. Mai trebuie să știi solistă. Da, da. Că așa se cânta. Cineva acompania și cineva cânta. Da. Și cine este această solistă? Gospodina casei, da? Da, gospodina casei. Și solistă totodată.
Eu sunt invidios, special Ionel, căruia i-ai cântat, că puteai să cânti și Gheorghe, Gheorghiță, că sunt cântici și cu, și cu mine. Eu am cântat Ion pentru că socrul meu este Ion. Să fie, Veceslav este Ion, am să, ales așa și eu un cântec de cătănie. Să fie, să fie sănătoși, dar e pentru prima dată când eu accept cumătrismul și relațiile de rudenie. În Moldova noastră îngustă, spune-mi, că am înțeles că Veceslav e valah, e rudă, cu mătru, fiind naș. Prietenul meu, Veceslav Valah. Și cu mătru. Și cu mătru. Și finul meu, Alexandru Cireavă. Cu mătru meu, Dumitru Țăruș. Și soția mea, Angelica Fortuna Tăburceanu. Toată familia cântă, să înțelegem, toată familia. La noi când e sărbătoare și se adună toți cu mătri și finii, doar este cântați. Extraordinar, doar cântând, da. Eu bănuiesc că la voi se cântă, nu se bea. Cu siguranță. Se bea și vinul, zic, dar știți, nu vreau când bea, pentru că toți organizează unul cu ceva, celălalt cu altceva și mai multă veselie prin muzică. Eu am să spun o chestiune care probabil că numai eu o simt sau numai eu o cunosc. Veceslav Tăburceanu activează cam de vreo 20 și ceva de ani la Bălți, dar uite, ironia soartei, n-a fost invitat niciodată să cânte în satul lui de Baștină, el fiind conducător unei orchestre de muzică populară recunoscute în nordul Moldovei. Nu mai vorbesc de municipiul Bălți.